Despre sisteme de garduri electrice o să vorbim în această dimineață cu Gabi de la Total Tools și nu pentru vecini, ci pentru animale. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Gabi, și bine ai venit! Bună dimineața! Am mai amintit noi în anii trecuți și revenim de fiecare dată pentru că nu așa e perioada de mâncare. Revenim pentru că acum e perioada, animalele trebuie să iasă la păscut, mai sunt și noutăți, apar noutăți și atunci am zis să vedem că să vedem tot ce apare nou și da, să fim informați din ce în ce mai bine, pentru că acum clienții au început să se mai informeze, dar din păcate nu foarte bine, ei au așa superficial lucrurile. Referitor la cei care au cumpărat anii trecuți de la voi, cât de mulțumiți sunt și nu neapărat mulțumiți și ce trebuie renoi dacă ai cumpărat odată? Acum, cum să zic, sunt și modeste la o parte sau nu vreau să ne rog, dar nu există reclamație până în momentul de față, de 4 ani de zile. De 4 ani de zile deja facem, de din când în când sârma se mai... Asta e altceva, sârma e un consumabil până la urmă, sârma se rupe, sârma... Acum, de exemplu, săptămâna trecută am vândut cuiva la Lunga Cerni un aparat, l-a trăznit. Asta e. Sunt paratrăznite, avem paratrăznite pe stoc, nimeni nu le bagă în seamă, nimeni nu le cumpără, noi informăm pe oameni. Acum, știi cum, noi informăm, da, dar nu insistăm, nu poți să insiști acum. Domnule, iar, dar omul zice, chiar lasă-l trăznească. După, da? după ce o pățești, atunci, la adevăr, și într-adevăr, ea... Odată că e ars aparatul, e ars placa electronică și firul l-a ars pe câteva sute de metri. Da. Deci el a fost compromis total. Da, sunt firele, se rup, se pot rupe foarte repede, dar ele se înădesc, se... Da, sunt fire. De obicei țăranii cum fac? După ce bagă animalele înapoi, iau și aparatul să nu-l fure careva sau îl lasă acolo? Din păcate se mai și fură. Ion din păcate se și fură, da. Acum... Că nu e, nu e greu de transportat, adică... Nu, sunt foarte ușoare, nu e nicio problemă. Sunt mulți care își probabil și le retrag seara și le iau de acolo de pe câmp. Sau, mă rog, depinde din fiecare în ce zone lucruie. Sunt zone unde se și fură, într-adevăr. Am avut acum, cred că anul trecut, un client care și-a luat 3 sau 4 aparate pentru contramistreți. El avea cultură foarte mare de porumb. Toate ele au furat. Ne-am trezit după o lună, două, trei, nu mai știu, cu el din nou magazin să-și cumpere. Nu, păi stai puțin, ce pățit? Toate le-au furat. Și la mistreț e nevoie de unul mai puternic. Da, acolo e nevoie de unul mai puternic. Acum, majoritatea au pentru văcuțe, pentru cai. La văcuțe, deci ăsta, de exemplu, e aparatul vechi, care știe, cred că de acum toată lumea. Da? Tot îl aducem ca să... Na, să vedem. Aici vorbim acum de ziua franței, să zicem așa. Tot ce vedeți aici este producție franțuzească de la Lacme. Na, ăsta e aparatul clasic, deja știe toată lumea, e foarte vechi pe piață. Fără reclamații? Fără reclamații, deci chiar nu sunt la cât de multe sunt vândute. Are și o baterie solară? Are un panou solar, deci este un panou de 2W care lucrează. Deci el nu poate să încarce un acumulator. E un panou mic de 2W, da? Dar? În schimb, lucrează pe timpul zilei, lucrează și lungește durata de viață a bateriei sau bine a acumulatorului. Că ele pot fi alimentate la 9V, bateriile uscate de acolo la 9V, baterii, da? Deci nu sunt de acumulatori. Acestea sunt niște baterii care au o durată de viață de vreo 3 ani de zile, după care deci așa arată reciclare aruncate, da, și asta este alta nouă. Sau un acumulator de 12V se poate folosi, sau cu un adaptor, am aici și un adaptor. Este un adaptor special, îl punem la priză la 220 dacă avem curentul aproape, dacă suntem aproape de casă și el va funcționa de la 220. Deci un aparat... Atunci nu mai trebuie baterie. Păi nu, dacă ești... Da. Există și varianta fără panou, da? Deci se poate achiziționa și fără panou sau și cu panou. Aici avem un aparat, un aparat mai nou, un dual, da, un dual de 3 de la Lacme. La fel există varianta de 2, de 3, de 4. Asta este undeva la mijloc. L-am adus un 3 joule. Dacă vă uitați... 20 de kilometri sau chiar peste, da, de doar, deci un aparat aici puternic. Pentru cai, vaci, da, deja pentru cai, vaci. Asta pentru cai, vaci, v-am zis, putem pleca de la cele mai mici. Aici deja putem discuta și la mistreți, și la deci animale sălbatice. La da, și la garduri foarte lungi. V-am zis, garduri de aproximativ 20 de kilometri de gard. Aici, iarăși, avem un aparat ceva mai mic, foarte sau? În regulă, un aparat la 1,1 joule,
care și cu ăsta putem face un gard destul de mare, alimentat de data asta direct la 220. Deci așa este mai aproape de casă sau de așa este fabricat, de... da, direct numai la 220 merge. Dacă avem o grădină lângă casă, undeva aproape, e micuț, l-am agățat într-un perete, priză și fir și gardul e gata. Cam la ce lungime de fir merg aparatul acesta? Ăsta putem face 10 km de gard liniștit, am zis, acolo deja mergem de la 20 în sus. Astea sunt aparate micuțe aici, la 0,24 de juli, 2-3 km, 2-3 mii de metri de gard. Lumea trebuie să mai știe că aparatul are placă electronică, scoate, are putere. Acum trebuie alimentat. Foarte mulți fac confuzie. Zice, dați-mi cea mai mare baterie ca să-mi dea șocurile puternice. Nu bateria de șocurile. Deci șocurile în jur, cum sunt măsurate, le dau placă electronică a fiecărui aparat. Bateria doar alimentează acel aparat, da? Deci putem să-i punem până la urmă, sunt baterii de 9V, de la 55 de A până la 210 A. Putem să-i punem mai de 55 de A sau de 210 A. Aparatul scoate 2 juli, un jul, 0,24 cu referitor la sârmă, știu că ne-ai spus și data trecută. Numai puțin ca să devin cu bateria, că e foarte mult. Bateriile sunt de fapt, cum ar fi rezervorul unei mașini. Deci avem un motor de 3000 sau un motor de 1000. Mașina, el dă numai benzină. Baterie, da, cu cât e rezervorul mai mare, știu eu, merge mult mai departe. Sau ceva mai mult, genul, dar nu mai tare. Da. Gabi, spuneai și data trecută că e foarte important să nu ne zgârcim la... E foarte important firul, pentru că am început să zic, deci aparatele, de cele fiecare scoate 0,24, 1, 2, 3, 4, 5 juli și așa mai departe. Dar dacă nu avem și un fir corespunzător, nu o să putem să facem un sistem care să dea randamentul maxim. Sunt fire care sunt, avem niște fire la 500 de metri, 70 de lei. Da, și ăsta cred că este 70 și ceva de lei. Ai un fir mai slăbuț, un fir care... Noi recomandăm până în garduri de 2000 de metri și la animalele mai sensibile, pentru care și o forță de rupere mai mică, să zicem așa. La animale sensibile, vacă, cal, dacă deja mergem la capre, la oi, la mistreți, atunci nu putem să punem un fir slab, un fir cu forță de rupere mică, pentru că nu prea am făcut mare lucru, ne-am aruncat banii, să zicem. Treci așa. Treci odată, le-a rupt și gata. Da. Sunt fire rezistente, sunt fire la 100, 200, 300 de kilograme forță de rupere. Asta, de exemplu? Asta e un fir de mijloc. Da, sunt și fire și la 1000 de metri, dar... Ar trebui să fie masa mai mare. Nu, de asta. Da, asta e un fir în regulă. 500 de metri, costă 105 lei. Și de o grosime mai... Grosime bună, are 100 de kilograme forța de rupere, are conductivitate foarte bună. E în regulă, e un fir bun. Și de exemplu, dacă omul și-a mai multe role de acestea, poate să le... Da, le poate nu da. Acum ele sunt niște cleme speciale care ar trebui să îmbinăm lițele, da. E în regulă, putem și face și niște... Și înădită și cu bandă. Nu musai să pui bandă, nu trebuie să pui bandă. Le înădim foarte bine să facă contact lițele între ele. Izolatorii iarăși sunt foarte importanți. Tot am discutat în zilele trecute. Dacă nu avem izolatorii buni, atunci la fel. Ne-am cam dus banii aiurea. Un izolator costă 75 de bani în momentul de față la noi. Firul trebuie să stea în izolator. Nu trebuie dat sau tras, întins. Sunt alții care se zgârcesc. Noi recomandăm la 6 metri, la 7 metri un stâlp unul de celălalt, în funcție și de teren acum. Sunt oameni care au pus și la 10 metri. Bun, ok, dacă stă firul întins și nu face gurtă, e în regulă. Dar nici nu trebuie să tragem de fir, să-l dăm după izolator în ideea că să-l vedem noi că stă întins. Pentru că aici se vor pocni lițele din el și atunci nu mai avem... Practic, continuitate. Distanța optimă e la 6 metri undeva. Așa spunem noi. Acum, repet, în funcție de teren, fiecare apreciază cum este firul. Să nu ating, e foarte important să nu atingă firul, vegetația, știu eu, trebuie tot timpul întreținut. Acum, mulți poate gândesc că mi-au un gard electric, cum zic tot, sau un păstor electric și la revedere, eu mă duc și beau bere sau fac altceva. Nu, deci el trebuie tot timpul verificat pentru că poate să ajungă vegetația la fir, poate să vină un vânt, ceva, îți rupe o creangă, cade pe fir. Deci circuitul unui aparat de gard electric se închide când cineva atinge firul. Preferabil ar fi să fie animalul, că animalul îl atinge, se retrage și ok. Dar apropo de cine atinge firul, e periculos pentru oameni? Periculos pentru oameni,
Da, te scutură, te sperie puțin, știi, dar acum nu poți să mor, dacă... și la animal, și la copii, la om, omul, na, e, na, rezistent, se retrage, dar un copil, Doamne vrește, poate să cadă pe fir, să zicem atunci, să nu se rupă firul și el să tot scoată impulsuri, sunt aparate care scot la 10.000 de volți impulsurile. Și atunci, și... într-adevăr, e periculos. Poate, știu, Doamne ferește, să nu se mai întâmple. Dar sunt plăcuțe de avertizare, ne avem plăcuțe de avertizare. Fiecare aparat are în dotarea lui o plăcuță de avertizare. Sunt și separat, dacă vrei să pui mai multe pe fir. Să atenționezi că este un gard electric. Nu este pentru hoți, că mulți ne-au mai și sunat oameni și au spus că ar vrea să-și îngrădească pentru hoți, pentru aia. Nu. Da, nu e pentru hoți. Pentru hoți... Nimic nu e, da, pentru nu hoți, e, dacă nu știu, nu zic. Ar fi ceva, dar nu zic că suntem pe hoți. Păi nu, dar la hoți, ăla vine... L-a tăiat și gata. Adică da, sau mai mult îi enervezi, că vine, sare gardul, scutră puțin firul și mai mult se enervează după aceea, știu eu. Nu e regulă. Deci el e conceput pentru îngrădirea animalelor sau pentru protejarea culturilor de animalele sălbatice. Da. Da. Gabi, mulțumim și pentru astăzi. Toate aceste produse le găsesc la voi? Da, sunt foarte... Prețuri între cât și cât, să ne mai spui. Deci un aparat ăsta galben, nu, că așa știe toată lumea, aparatul ăla galben, pleacă de la 460 de lei. 460 de lei, ăsta este undeva la 700 și ceva de lei. Sunt aparate și la 2000 de lei, deci doar aparatul. Sunt aparate foarte sofisticate, avem niște hot shock-uri, de exemplu, care putem îngrădi suprafețe foarte, foarte mari și putem să facem și un alt gard mai mic în interior. Deci se pot pleca cu mai multe garduri deodată din el, care dă șocurile treptat, începe cu șocuri foarte puternice, apoi se retrage și din nou, sau sunt iarăși niște aparate foarte bune cu, cum să le zic așa, să înțeleagă, un fel de turbo, știi? Deci el, pe măsură ce, știu eu, cineva atinge firul sau... Ăla e foarte bun în cazul în care vegetația ajunge la fir, el simte atunci și începe să dea din nou mai puternic. Da, inconvenientul că îți va descărca bateria mai repede, dar el în continuare îți dă constant... Sunt aparate, sunt cu GPS, cu fel și fel de minuni sofisticate. Dar mergem pe cele uzuale, pentru că acum un om de la țară care are două văcuțe nu o să-i trebuiască un hot shock sau un știu eu ce aparat. E suficient un aparat de 460, 600, 700, deja dacă ajunge la mistreți, la lupi, știu eu, pentru oi, care își mai aduc oile și le îngrădesc, sunt plasele pentru oi, na, unde putem să facem un țarc la oi sau... Deci sunt variante, sunt. Noi tot timpul avem undeva la 10, 11, 12 modele de aparate pe stoc. Nu vreau să ne dăm, dar cred că suntem cei mai buni din zonă pe în momentul de față în aparate și eu și colegii mei suntem, știm să explicăm, deci nu există nicio reclamație până la momentul. Oricum, cine are nevoie vine la voi. Da, dacă are încredere în noi, cu siguranță să aibă un sistem de gard bun, eficient. Mulțumim, Gabi, o scurtă pauză publicitară și revenim cu cel de-al invitat.